Bună și bine v-am regăsit! În videoul de astăzi vreau să vă prezint un unboxing Oriflame. Nu am mai făcut de un an de zile comenzi la ei, nu am mai dat nicio comandă la Oriflame de un an de zile, cam așa. Între timp, contul meu a fost șters sau dezactivat, nu știu exact. Cert este că nu mai am contul acela și a trebuit să mă reînscriu din nou dacă vreau să comand produse, desigur. Aveam nevoie neapărat de ceva și o să vedeți exact de ce, de aceea am dat această comandă. Sincer, acum este mai ciudat discountul, toate s-au schimbat, nu mai este valoare minimă de comandă, de la orice produs comandat ai 10% discount până la peste 100 de lei, deja este 20% discount, dar sub 100 de lei este 10%. Mi se pare foarte puțin 10%, nu scoți nici măcar taxa de livrare, care este 15 lei. Haideți să trecem la comandă oricum. Am primit această comandă destul de greu, în 4 zile, adică am făcut-o vinerea trecută și astăzi este joi când a ajuns și când filmez. Haideți să vă arăt ce am avut nevoie. Am și un singur produs pe comandă. Este vorba de parfumul Elvi. Eu nu am avut un catalog fizic, a trebuit să sfăresc catalogul online, să-mi iau de acolo codurile și așa am făcut comanda, pentru că nu am avut de la cine să iau un catalog. O apă de toaletă de la Elvi. Nu știu, probabil este cu lăcrămioară, cum se văd aici pe ambalaj, are 50 de ml și mă bucur că vine sigilat. A costat 56 de lei. Și acum restul produselor sunt pentru mine. Am înlocuit taxa de transport cu un set de două șorțuri. Nu știu exact dacă o să le deschid, ce o să fac cu ele, dacă o să fie ale mele sau o să le dau mai departe, dar mă gândesc să le las totuși. Nu știu, poate pentru mine și băiețelul meu, poate pentru soțul meu și băiețelul meu. Așa arată. Sunt frumoase, nu spun că nu, acesta este cel de copii. Și prețul a fost bun, adică nu mă înțelegeți greșit, a fost ok, mult, mult mai ok să înlocuiesc transportul cu ele decât să plătești 15 lei pe transport. Pentru că eu practic am mai dat doar 6 lei pe ele, pentru că ele au costat 21 de lei. Așa este și acesta pentru adulți, este foarte mare și fain, are un buzunar aici la mijloc. În fine, am înlocuit taxa de transport cu acest set de două șorțuri. Au costat 21 de lei și astfel transportul meu a fost gratuit. Dar decât să dau 15 lei pe taxă, mai bine am să mai pun 6 lei și măcar totuși am două șorțuri care au material fain. Deci chiar îmi place materialul. Acum o să trec mai departe să vă arăt produsele pentru care am dat neapărat comandă. Bine, aveam nevoie de ele, nu spun nu, că altfel nu dădeam comandă, dar motivul principal pentru care am dat această comandă este acest produs pe care l-am luat în 3 bucăți, după cum se vede, ca să mă asigur că am o perioadă. Uleiul de arbore de ceai de la Love Nature, Oriflame, acesta cu lime, desigur, și ulei și arbore de ceai. Vreau să vă spun că este un produs absolut minunat, cel puțin pentru mine. Pentru fața mea este singurul produs, atât de la Oriflame, cât și din multe alte părți, care funcționează pentru mine. Deci dacă îl aplic seara pe coșuri, chiar și pe acelea dureroase, chiar și pe acelea deja mari ieșite la suprafață, le diminuează, le reduce. Dacă îl folosesc constant în 2, 3, 4 zile, mă ajută. Deci este singurul produs care mă ajută după folosirea căruia văd o schimbare, îmbunătățire și mă bucură nespus de mult lucrul acesta în campania 6. Deci eu filmez acum unboxing al campaniei 6. În campania 6 a fost la 10 lei pe coperta catalogului din spate, am avut și o mică reducere la el, dar sincer vă spun, luam și la 15 lei, luam și la 20, dar cu atât mai mult acum că l-am găsit la 15, mi-am luat 3 bucăți pentru că nu am acces la el, deci de un an de zile mai aveam eu unul dinainte, am mai cumpărat unul de la cineva, deci este foarte, foarte greu să am acces la el. Nici în zona mea nu se mai prea dau comenzi, este și ofertat destul de rar, astfel încât mi l-am comandat, de-abia l-așteptam să vină, pentru că am avut o perioadă în care am avut foarte, foarte multe coșuri pe față. O să și deschid unul, să vi-l arăt și vouă.
Este genial. Eu pun pe o dischetă de machiantă, bine, pe o bucată de dischetă și aplic numai unde am coșul și chiar e tare, tare bun. Are 10 ml. Așa arată. Mă bucur în suflet că l-am luat. Acum s-a încheiat catalogul 6, este deja în curs, în desfășurare catalogul 7, dar mă bucur că am luat acest produs. Genial! Pe urmă, tot un produs de care aveam nevoie, pentru că nu aveam niciunul în casă, este acest burete pentru duș. Este o lufă de la Love Nature, așa pe roz. A costat 7 lei plus o mică reducere. Mi-a plăcut că a fost așa pe un roz foarte drăguț. Și deschid acum cu voi. Wow, se simte foarte bine. O să-l duc la baie. Are și eticheta Oriflame, după cum se vede. E roz așa fain, o lufă clasică, dar 7 lei, eu zic că este un preț ok și îmi place tare mult culoarea. Foarte drăguț. Tot de pe coperta catalogului din spate a fost la ofertă și această mască pentru față din gama Love Nature la 10 ml, aceasta pentru ten combinat cu castraveți. Este foarte caldă acum, doar ce a venit curierul și este caldă, dar o să o pun în frigider, cred că, și o să o aplic, mă gândesc eu, diseară, înainte să mă pun la somn. N-am folosit de foarte, foarte mult timp o mască de față și efectiv îmi era dor. Și aceasta a avut un preț tare, tare bun de doar 2,50 lei și am zis hai să o iau la 2,50 lei să o folosesc. Mă gândesc să o folosesc în două seri, așa, pentru că are o cantitate destul de mare. Acum o să văd cum o să o aplic pe față, cum o să mi se pară. Dar ca idee, 2,50 lei, un preț fantastic. Și mai am aici încă un produs pe care am vrut neapărat să-l comand. Este vorba de parfumul Eclat Nuit pentru bărbați. L-am cumpărat, desigur, pentru soțul meu. 75 de ml și miroase absolut minunat. Este și o apă de parfum. A costat 75 de lei. În catalogul 7 m-am uitat și nu este, adică eu nu l-am văzut. Nu apare ofertat, deci m-am bucurat că l-am găsit acum. Nu o să-l deschid, o să-i dau prilejul acesta soțului meu. Am avut o mostră, i-am primit eu la un moment dat și pentru ea și pentru el, și acesta miroase efectiv genial. I-a plăcut și lui și chiar mi-a spus că i-ar place să-l aibă cândva. Și eu nu am stat pe gânduri, dacă tot am pus comandă, m-am înregistrat, mi-am făcut cont și l-am luat. A costat 75 de lei, dar am avut o mică reducere la el, nu mai știu. Am avut, nu v-am spus, dar această comandă este în valoare de 200 de lei. Deci cu tot cu produsul de la taxa de transport, cu catalog și ce mai aveam eu, tot a costat 200 de lei, 199 și 50 de bani și eu am achitat 165 și 30 de bani, ceva de genul acesta. Și ultimul produs este această cremă pentru mâini, o cremă parfumată cu liliac alb. Mă bucur din suflet că am putut să iau acest produs. Era o ofertă în perioada 3-9, mi se pare 3-9 mai, desigur, la comenzi de peste 100 de lei, poți adăuga acest produs în coș cu doar 3 lei. Desigur că m-am bucurat, desigur că am luat-o, am avut, m-a spus, comanda de 200 de lei și am luat această cremă de mâini cu doar 3 lei. M-am bucurat din suflet, are 75 de ml. Mai văd aici doar o factură, exact cum vă spuneam, 165 de lei și 33 de bani. Dintr-o comandă de 199 și 50 de bani. Așa. Deci, acesta este produsul. Mă bucur din suflet. Și aici mai am un kit. Un kit de start care apărea pe cont și pe care nu puteam să-l elimin nicicum. Deci nu puteai să-i dai X să scoți din coș și, din păcate, a trebuit să-l las, a trebuit să-l cumpăr cu 5 lei. Nu voiam, dar nu am avut ce să fac. Eu chiar aveam nevoie să dau comandă de aceste produse. Am dat pe acest kit, nu știu ce este în acest click, 5 lei. Nu știu ce se găsește, îl deschid acum cu voi, nu l-am deschis nici măcar. Îl deschid acum cu voi să vedem pe ce am dat 5 lei. Nu că aș fi vrut, dar nu am avut ce face. O hârtie, ceva. Nu-mi dau seama. Bine ai venit la Oriflame. Folosește lista de verificare, să începem. În fine, ceva de bun venit. O hârtie. Și, wow, 3 mostre. Deci, pe ce am putut să dau 5 lei? Doamne,
Plicul ăsta este gol. Deci o hârtie, un plic și trei mostre. Stați doar să vedem ce mostre. Signature pentru ea, cred că. În fine, nu știu dacă o să vadă. Pe urmă, poses absolut. Așa, și ultima, Divine Exclusive. Așa, deci, pe trei mostre și o foaie și o hârtie am dat 5 lei. Minunat. Nu, nu e minunat. Chiar nașpa, dar nu am avut ce să fac efectiv. Asta este. Și cu 20 de bani în loc de 2 sau 3 lei, că acum nu mai știu exact cât este și catalogul ei s-a scumpit, mi se pare. Am primit și catalogul campaniei 7, dar nu am primit flyer de reducere. Asta este. Vedeți că este goală cutia. Am primit acest catalog, probabil pentru că eram nouă înscrisă sau în fine, cu 20 de bani. Dar plicul acela totuși 5 lei. Asta este. Acesta a fost catalogul pe care l-am primit. Aceasta a fost comanda mea. Sper din suflet că v-a plăcut. Spuneți-mi și voi în comentarii ce v-ați cumpărat, pentru că deja s-a încheiat campania aceasta. Dacă o să mai dați comenzi și din C7, sunt curioasă să aud și părerea voastră jos în comentarii. Până data viitoare, eu v-am pupat și vă doresc o zi cât mai bună. Pa, pa!